Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. În acest videoclip am trecut direct la replicile pe CO2, deoarece am terminat prezentările celor pe Spring, cele pe Arc. În fața dumneavoastră se poate observa un Sigsaur SP2022 pe CO2. Are totalul de 380 de FPS-uri, 0,9 J, 15 bile sunt destinate încărcătorului și replica are 188 de mm și 7,32 de inci. Bun, dar mai întâi de a desface pachetul, să vă spun două lucruri foarte importante. Toate replicile de Airsoft sunt destinate doar persoanelor cu vârsta împlinită de 18 ani. Și, indiferent de vârstă, nu vă expuneți cu ele în spații publice și nu le folosiți la autoapărare. Legea vă interzice acest lucru. Bun, haideți să desfacem pachetelul. Replica am achiziționat acum foarte puțin timp. În cutie veți găsi foaia cu produsele pe care le-ați comandat și cu costul total, certificatul, cartea lui de folosire, de indicații, da? Și în pachet veți găsi încărcătorul, pistolul, bilele de test, nu mi-a dat și butelie, și cheia Imbus. Veți vedea la ce se folosește cheia Imbus. Încărcătorul, destul de greu, full fier. Bun, scot replica și am să vă arăt un pic. Haideți trecem la încărcător și pe urmă am să vă prezint și replica. Încărcătorul nu are blocaj pentru cui. Bile se introduc pe aici. Iar butelia se infiletează aici. Cu această cheie Imbus, sper că nu l-ați greșit, nu. Butelia chiar aici se introduce. Ia asta să încerc să fac ce poate se vede. Nu. Nu. Acesta este dopul pe cheie Imbus pentru a înfileta butelia. Merge foarte ușor cu mâna. Nu forțați filetul, dar după ce băgați butelia, dacă vedeți că merge greu, nu forțați. Scoateți capacul și puneți-l pe poziție. Și pe urmă folosiți cheia Imbus. Pentru a nu-i rupe filetul. Căpăcelul este din plastic. Și cam așa arată. Acum trecem la pistol. Pistolul arată așa. Cocoșul nu este funcțional. Nu rămâne blocat, nu face absolut nimic. E doar de formă. Piedica pistolului. S blocat. F fire.
Made in Taiwan. 6 ours pe 2022. Chiar la anul îi se potrivește numele de 2022. Anul acesta, din păcate, nu. Ținta este pusă cu punct alb pentru a putea ține foarte bine, pentru a ținti foarte bine. Cam așa arată seria pistolului. Această replică chiar arată 1:1, 100% real, cu originalul ei. Are toate inscripțiile, tot ca pistolul original. Și este și foarte greu. La aceste pistoale, țeava acționează în spate. Când apăsați trăgaciul, țeava pleacă în spate, ia bila din încărcător, iar pe urmă, la tragere, cocoșul parte din spate de fier, nu cel care se observă. Cocoșul de fapt este înăuntru, apasă la tragere, la apăsarea trăgaciului definitiv, apasă această supapă, iese gazul suficient, pleacă bila. Nu cred că vă pot arăta, nu știu că focalizează, să vedeți și realul. Nu prea, nu. Se observă puțin rău. Aha, acum se vede un pic acolo. Vedeți? Țeava acționează în spate, ia bila din încărcător, iar acolo este partea care apasă butonul. Este foarte bine gândit, ceea ce îmi place foarte mult. Seria pistolului mai puteți observa aici, încă o dată. Asta este invers. Nu focalizează. Pistolul se simte foarte bine în mână, doar ce este foarte bine rotunjit. Eu chiar vi-l recomand, chiar dacă are 0,9 juli. Este superb pistolul. Îl puteți găsi pe Mag la prețul de, stați puțin că acum vă spun. $163. Și uitați cât de bine arată. Full fier. Este super. Mânerul este din ABS, SIG Pro. Are o grămadă de inscripții pe el, ceea ce este foarte fain. Da, și cam atât și cu acest videoclip. Am să vă mai arăt în videoclipurile viitoare, după ce termin prezentarea tuturor replicelor de Airsoft, trecem direct la teste. Pe real să vedeți cum arată. Mare atenție la ceea ce v-am spus cu achiziționarea lor și nu vă afișați ele în public, deoarece se poate pedepsi și cu închisoare. Depinde de fapta pe care o produceți.
Pentru că ele rănesc foarte grav. Mai ales cele pe CO2. Nu iese de joacă cu aceste replici. Gata. Pe data viitoare v-am salutat.